se poate lua inițiativă. Eu știu, nu suntem de acord cu acest buget. Există ceva ce ați putea să faceți în momentul în care se votează acest buget și nu sunteți de acord cu el? Vă pot da un exemplu cu taxele locale. Deci, taxele locale nu se pot aproba de către Consiliul Local fără o dezbatere publică. Deci este obligatorie această dezbatere publică. În momentul în care la Tecuci s-a pus problema că aceste taxe să se dubleze sau în unele cazuri pentru societăți comerciale să ajungă de 7, 8, de 10 ori mai mari, atunci acea dezbatere publică a devenit foarte importantă. Atunci am reușit să ne coalizăm așa din diferite medii ale Tecuciului, atât persoane fizice cât și private, și la dezbaterea publică am demonstrat celor care s-au prezentat, primarul nu s-a prezentat la acea dezbatere publică să ne combată, deci și el propusese această soluție, și am demonstrat că aprobarea acestor, am demonstrat consilierilor de data asta, că aprobarea acestor taxe va afecta grav Tecuciul. Și atunci am făcut, să zicem așa, o presiune publică și consilierii locali au reușit în cele din urmă, prin faptul că n-au fost de acord să voteze acele taxe, au reușit să impună taxele minime. La momentul respectiv. Acceptate în nou cod fiscal. După cum știți, în nou cod fiscal oricum s-au modificat taxele, deci oricum cresc. Ținând cont că s-au mărit anumite taxe, că s-a introdus, eu știu, terenul de sub clădire la impozitare. Deci au fost multe, multe aspecte, dar cel puțin la persoanele nerezidențiale, deci cei care nu locuiesc și pentru societățile comerciale s-au introdus tot felul de, dacă ai firma în apartament, știți, marea dezbatere cu firma în apartament. Mulți și-au făcut și o mică firmă în apartament. Societate. Ori a fost o nebuloasă. Codul fiscal impune noi taxe și erau destule astea pentru mediul de afaceri. Nu mai trebuiau mărite și valorile lor. Deci, prin introducerea altor taxe, oricum s-au mărit impozitele. Dar, până la urmă, am reușit să, printr-o dezbatere publică și printr-o unitate a celor care au înțeles lucrul ăsta, să evităm lucrul ăsta. Deși pe presa națională s-a dat că s-au mărit la Tecuci cu 150%, erau propunerile primarului. Primarului, da.